Iată, asta e moara cu care fac eu făină integrală din grâu. Vedeți, aici sunt unii grâul. Iată, așa ies făina. Deci am câteva poziții. Pot să o fac de la fină, fină, până la mai mușcată, da? Și iată aici, asta de fapt e cea mai bună făină. Este făină integrală care se face din bobul întreg, da? Tărâța cu tot făină curge aici. Nu se separă făina și tărâța aparte. Iată, vedeți? Tărâța e împreună cu făina și de asta se poate de copt pâine. Și asta e cea mai sănătoasă făină. Moara e destul de scumpșoară. Iată așa, aparat costă 500 de euro. Sunt diferite. Asta e germană. Moara cu pietre. Aici sunt două pietre înăuntru care se rotesc. Făină iese așa puțin călduță, cu miros așa frumos. Firma asta au diferite tipuri de mori, iată așa se numește, acolo vedeți. Începând de la 300 și ceva de euro până au și mai foarte scumpe, adică și industriale. Dar asta e o moară așa, dacă vreți, pentru o gospodărie voastră sau chiar în scopuri mici, așa, comerciale, e să alegeți firma asta. Mie cineva mi-a recomandat, care se ocupă mult timp cu făina, cu pâinea integrală din Moldova și mi-a spus că iată așa moara i-a slujit 10 ani sau mai mult, adică și în ziua de azi face pe ea făină. E destul de calitativ, e făcut din lemn natural, ceva din stejar, nu știu, și dar e foarte trainică, masivă. M-a spus pe pietre, deci se deschide. Așa făină am obținut, eu am pus la fracție de 4, dar de fapt se poate de pus foarte fină, iată până la 1. Am vrut să vă arăt cum se macină. De fapt, cea mai bună făină e făcută la moară cu piatră, asta știu și buniei și străbuniei voștri, pentru că ea nu se încălzește, aici ea ies călduță, temperatura e 20-30 de grade. Plus, aici se face cu tot cu tărâță. Tărâța conține fibre, e foarte bună pentru digestie. Greșeala mare acum a industriei care face pâine este că separă tărâța de o parte și o de la animale, pe când acolo sunt multe microelemente bune și vitamine și fibre. Iar făina, cleiul ăsta alb, se dă la să faci pâine din ea. Ceea ce e greșit, se face pizza, pâine albă, pâine de sandwich și așa mai departe. Cea mai bună făină, să știți că e asta integrală, făcută cu maia. Iată, cine cunoaște, cine poate, căutați, interesați-vă cum se face maiaua. Procesul nu e foarte complicat, nici nu e ușor, acolo trebuie să ai răbdare. Să faci maiaua asta timp de o săptămână, două, după care este un fel de drojdie naturală care cunoașteți, buniei noștri așa cuceau, după care ea se hrănește odată în câteva zile și se păstrează în frigider și putem să faceți pâine. Pâinea nu trebuie să fie albă, nu trebuie să fie înfoietă cu drojdie chimică, pâinea trebuie să fie așa grunjoasă uneori, uneori cu tărâță, uneori cu ovăs, cu semințe de dovleac. Sunt oameni care coc pâine din făină integrală, sunt și în Moldova și în România, cu diferite adaosuri, cu maia, așa că eu vă recomand. Ce ține de aparat, cum v-am spus, e destul de bun, eu vă recomand, dacă vreți să aveți pentru casă sau așa, aveți un spațiu semi-comercial, produceți ceva sau din făină asta integrală se poate de făcut multe chestii, se poate de făcut și pizza din făină integrală și așa mai departe. Și aici se poate de măcinat nu numai grâu, toate cerealele care conțin, adică produsele care nu conțin prea mult ulei. Eu am încercat să dau pe aici semințe de armurariu, da, și nu s-a primit de ciulin pentru că cam conțin ulei. Semințele de chimen merg pe aici, mai pe scurt, ceea ce conține mai puțin ulei, din cereale, din boabe, din semințe, se poate de dat. Acolo înăuntru e piatra. Iată, cam așa e diametru, eu nu știu, de vreo 12 cm, 15 poate. Și iată, de aici se reglează. Bun, bun aparat, vă recomand.